Stimați ascultători, vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Până la marginile lumii. Astăzi avem deosebită plăcere de a o avea invitată pe sora Maria Tomulescu. Bun venit în studioul Radio Vocea Evangheliei București! Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația de a participa la această emisiune și spunem ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin! Slăviți să fie Dumnezeu! Am vrea să intrăm în subiectul nostru chiar de la început și dacă puteți împărtăși ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei, când și cum v-ați întors la Dumnezeu? Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că așa a lucrat în viața mea încât a făcut posibil ca eu să meditez și a trimis la mine un mesager pentru ca să fiu cercetată și să fiu luminată de puterea cuvântului său. Deci, în regimul trecut, noi știm toți că stăteam la coadă la lapte ore întregi. Și în dimineața aceea m-am întâlnit cu prima mea învățătoare. V-ați așezat la o coadă. M-am așezat la o coadă. Cozile erau atunci o obișnuință. Da. Acolo, lângă mine, era fosta mea învățătoare și am văzut-o că așa cu drag s-a uitat la mine și parcă nu-mi venea să cred. Am recunoscut-o, bineînțeles, și încet, încet a început să-mi vorbească din cuvânt. Eu am fost atât de impresionată. Știați că e credincioasă? Nu, dar s-a prezentat. A spus, uite, Maricica, uite, așa am cunoscut, așa am înțeles lucrurile și îți spun și ție. Și tu să nu crezi că mi-am pierdut mințile. Zic, nu, vorbiți, încă îmi place. Deja eu am simțit. Deci aveți o căutare a lui Dumnezeu într-un fel. Exact, deci eu eram atât de impresionată încât aș fi vrut să-mi vorbească atât de mult, am chemat-o și la mine. Care a fost ideea? Ideea a fost că trebuie citită Scriptura. Asta v-a transmis. Asta mi-a transmis. Până deci, atunci, dumneavoastră nu ați avut? N-am citit. Bunica mea a fost credincioasă, mama la fel. Ne duceam la biserică, nu pot să spun, dar n-a fost acel... Fără Scriptură. Da, fără Scriptură. Cumva poate doar tradiția sau lucrurile pe exact, care le-am exact. Moștenii de la, Părinții noștri. Părinți și bunici. Da. Și atunci dânsa a fost așa de înțeleaptă și mi-a vorbit prin niște experiențe personale. Nu știu dacă chiar atunci, în dimineața aceea, mi-a spus o experiență care nu pot să uit. Sau, cred că mai după aceea puțin, mi-a explicat și eu am rămas impresionată. Și ce fel? Ce v-a spus? Imediat. Deci, dorea să meargă la biserică și cred că a plecat un pic, mai târziu fiind și înaintată în vârstă, nu avea timp să ajungă. A preferat un drum pe scurtătură, adică prin parc. Parcul de pe malul Jiului, unde suntem noi. Da. Și în momentul în care și-a dat seama că este în pericol pentru că o haită de câini a început să alerge spre dumneaei, atunci n-a făcut nimic decât s-a oprit în loc și a strigat Iisuse! Din toată inima. Și în secunda următoare, haita aceea de câini s-a întors la 180 grade și atunci eu am rămas impresionată. Ideea era că Dumnezeu l-a clipeat la ochiul lui, a trimis o ceată de oștii întregi, așa încât să o apere pe sora și câinii. Puterile întunericului au căzut la pământ. V-a impresionat foarte mult lucrul acesta. Păstorul nostru, când de câte ori spune versetul acesta, împotriviți-vă celui rău, tare în credință că va fugi. Mereu face paranteza, atenție, nu se va întoarce ușor. Va fugi de la voi, așa cum fugeau și... Corect. Bun, deci în familia dumneavoastră doar mergeați la biserică, probabil duminica sau de Paște, de Crăciun. Exact. De unde căutarea asta? Tot doamna în vârstă, i-a rămas numele mama, părintele meu spiritual. Da. Tot dumnea ei m-a invitat la biserică, bineînțeles, și mereu îmi spunea, uite, trebuie să ne rugăm, să citim din Scriptură. Mi-a pus Biblia în brațe, așa cum i-a spus stocul de cerneală când am scris în clasa întâi. Presupun că v-a dăruit și o Biblie. Bineînțeles. Da. Și venea la mine și îmi citea, ne rugam și îmi spunea, mai îmi spunea experiențe. Foarte mult m-a dus cu toată inima la biserică, unde m-a chemat acolo, nu fusese niciodată. Da. Și dar n-ați avut o reținere în a merge acolo, nu? Nu, cu toate că era în 1989, nu, chiar prima dată deci când chiar în anul Revoluției. Chiar în anul Revoluției, când am intrat acolo și când am văzut atât de frumos, am fost impresionat, am zis, nu se poate, eu mai sunt în România, așa am simțit, zic, nu se poate, nu pot să cred. Foarte frumos și corul când cânta, simțeam cum încurc lacrimile. Când bătrâna a venit pe la noi și pe acasă, eu am întrebat soțul meu, tu ce părere ai? Și mi-a zis, du-te. Deci n-a avut nicio împotrivire. Nimic, du-te, pentru că acolo e calea adevărului. De unde știa? Deci, casa lui primitească era lângă Biserica Evangheliștilor. A. Și a fost de mic copil
Și după aceea am găsit scris la Proverbe, dupe copil în casa Domnului de mic și când va fi mare nu se va îndepărta. Și atunci când am înțeles pe parcurs că unele mame, soții, surori iau bătaie, fug de acasă, de teama soțului, pe mine mă îndemna să mă duc. Ce frumos. Foarte frumos, așa mi-a plăcut. Deci nu aveam, plus că eram deja cercetată, deja îmi doream, deja mă simțeam atât de bine când m-am dus acolo. Nici o prejudecată, nimic. Judecată. Toate au căzut. Nici vecinii, nici rudele, ce au zis, cum au reacționat. Într-adevăr. O parte din colegi, când, mai ales colege, când au văzut că eu, au simțit. Pentru că s-a văzut în vestimentație, în, s-a văzut o schimbare. S-a văzut o schimbare, unii au râs, dar secretarea de partid mi-a spus, bine ai făcut că te-ai dus, părinții mei sunt aproape de biserica unde mergi tu, acolo se fac minuni, acolo este ceva deosebit, bine ai făcut. Slavă Domnului! Și Dumnezeu m-a mângâiat, cu toate că la început este lupta aceasta, știți că totuși n-am avut probleme mari, în primul rând nici în familie, sub nicio formă în familie, dar nici la servici, dar se mai șoșotea, uite, s-a pocăit și asta. Da, știm. Aveți un moment zero în care v-ați predat inima Domnului Iisus? Cum să nu? Deci, îndată ce am ajuns la biserică și am auzit corul și sora bătrână, deci mama, să zicem așa, a fost mereu lângă mine, deci în mine s-a produs ceva. Parcă s-a născut o altă ființă, deci îmi doream să ajung în fiecare zi, nu numai de două ori pe săptămână. Și ceea ce se spunea acolo, am încercat să gândesc, m-a pătruns cuvântul, deci nu a fost meritul meu, cuvântul Domnului m-a cercetat și am urât păcatul și ceea ce mi-am adus aminte, unde am greșit și de ce am greșit, am telefonat persoanelor la care trebuia să le cer iertare și să nu întârzi până atunci. Am căutat să rezolv cât am putut de din mult urmă. Și repede din urmă. Ce schimbări imediat au existat în viața dumneavoastră în urma nașterii din nou? Și dacă aceste schimbări au fost vizibile și în casă, iată, cu soțul dumneavoastră și de colegi și așa mai departe. Ce a făcut Dumnezeu mai concret? Deci am înțeles că firea pământească trebuie să meargă la cruce și eu să veghez și să mă înfrânez și mai ales să mă lupt cu mine ca să întorc bine pentru rău, ca să fiu împăciuitoare și să fiu mulțumită cu, chiar dacă unii dintre persoane, chiar dintre rude, au început cumva să mă judece, eu să iubesc cât pot de mult prin comportamentul meu, să-și pun întrebarea, oare acela o fi drumul adevărului? Așa cum mie mi se spusese în familie, acela este drumul adevărului. Și am simțit lucrul acesta, că mulți m-au apreciat și dintre cei care nu erau de aceeași părere, nu au îndrăznit, au respectat decizia mea, n-am îndrăznit să... Mi-aduc aminte, chiar de curând m-am întâlnit cu fostul director acolo unde, la instituția unde am lucrat și mi-a zis bună ziua, tot cu Iisus, tot cu Iisus. Deci Dumnezeu a încercat să mă încurajeze din multe puncte de vedere și în tot ce a fost pentru mine, părintele meu spiritual a fost mulți ani lângă mine. De câte ori s-a întâmplat ceva. Odată am fost bolnavă, am avut un fibron uterin și am spus, uite, trebuie, făcusem bagajul să mă duc la doctor să mă operez. A venit și mi-a zis, cum? Dar tu te-ai rugat la Dumnezeu? Ai pus problema înaintea Domnului? Hai să spunem, bisericii. Și într-adevăr, ne-am rugat într-o marțe, s-au rugat frații și am mai trecut câteva zile și la spital am fost degeaba, pentru că a spus doamna doctor, nu mai e nevoie de operație. Deci am avut și experiențe din aceasta care m-au încurajat. Da. A urmat botezul imediat după mărturie? Sau? Cum să nu? Și tot în 89 s-a întâmplat? Sau? Și, da, la sfârșitul 89 am cunoscut Casa Domnului și în 90... Deci imediat după Revoluție. Imediat după Revoluție am făcut botezul. Și n-ați avut o problemă în a vă boteza, nicio prejudecată? Nu. Ați fost botezată și de mică, presupun, nu? De ortodoxă, da. Da. Chiar într-o discuție cu tatăl meu, l-am urmărit așa într-un moment ca să pot să discut cu mine lui și am spus, uite tataie, eu m-am botezat și am cunoscut calea aceasta, nu vrei să vii și dumitale să vezi. Și ce a spus? Tu, eu te-am botezat când ai fost mică, de ce te mai trebuie să... Ei, o să înțelegi tu.
o să înțelegi dumneata. Și până la urmă anii au trecut, dar a venit odată și i-a plăcut. I-a plăcut foarte mult. Ce frumos. I-a plăcut și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu numai tata, mama fiind cu mine în casă mai des și mama, da, și mama încet, vai, încet. Ce minune. N-au trecut decât 3 ani, pentru că au mai fost niște piedici până așa și s-a botezat și mama. Ne întoarcem la soțul dumneavoastră. Da. Cum a reacționat? Soțul meu a fost foarte mulțumit că eu am luat această decizie, foarte mulțumit. El avea o problemă la picior, în capul femurului, a avut un TBC osos. A fost internat la Gigea 6 luni, a stat acolo, la spitalul de tuberculoză osoasă, așa se chema. Și m-am dus la internat și mi-a zis, doamnă, veniți peste un an la control. M-am dus la control cu soțul meu și nu îi venea să creadă doctorului, după ce i-a făcut recentele analize, nu îi venea să creadă că el acum un an a fost, nu pot să cred, doamnă, nu mai are nimic. La noi se ameliorează boala, soțul dumneavoastră nu mai are nici măcar o urmă. Dumnezeu a știut că am nevoie să mă întărească și a deschis gura doctorului să spună adevărul și mulțumesc lui Dumnezeu. Am înțeles. Și dânsul s-a întors la Dumnezeu? Da, s-a întors, însă a fost un om pretențios, da, cu gospodăria, chiar cu copiii, și a zis că vin și eu. L-am întrebat, cum de nu faci tocmai tu pasul, tu care m-ai îndemnat pe mine? Au mai trecut ani, dar a făcut botezul. Și a trecut, botezul. Au trecut mulți ani? A trecut, da, o perioadă lungă. Au trecut aproape 12-13 ani. A trecut. Dar când a fost la spital, a fost așa de impresionat, a fost internat, avea și o problemă cu inima, a fost atât de impresionat că și frații din biserică s-au dus și l-au așteptat aproape o oră, jumate, două, până ea, numai ce-și luase un bilet de voie să meargă să rezolvă problemă. Și când s-a întors soțul meu și a văzut că pe hol l-au așteptat frații o oră și jumătate, ea o familie, soț, soție, a zis, nu se poate, fratele meu n-a venit să mă vadă și frații tăi au venit la primul botez. Gata, s-a hotărât, a fost impresionat. Aș vrea să ne întoarcem puțin la momentul mărturisirii Domnului Iisus. Ce anume v-a determinat să îl primiți în inimă? Cum ați experimentat dumneavoastră, dar concret, din Sfânta Scriptură sau exterior? Ce s-a întâmplat? Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere și ne cercetează. Și eu am înțeles cât e de mare bunătate, singură, nu repet, cu ajutorul, cu un ajutor. Părintelui Spiritual. Este plin de putere cuvântul și am înțeles că El ne iartă absolut tot, aruncă în marea uitării. Dacă stăm să ne gândim... Credeți că sunteți păcătoasă, că ați păcătuit? Da, deci, cum să nu? Deci chiar numai așa, numai prin cuvântul lui Dumnezeu am ajuns să înțeleg cât sunt de păcătoasă. Știam eu și înainte, dar... Mulți oameni spun, domne, eu n-am prea mari păcate, nu fumez, nu beau, nevasta nu mi-o bat, nu... Deci, dumneavoastră ați conștientizat totuși că... Am conștientizat că sunt păcătoasă și că am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, am nevoie de pocăință și Dumnezeu mi-a dat exact de ce aveam eu nevoie. Deci, nu se putea să nu fac pasul acesta. Deci, și îmi dau seama că este un har. Deci Dumnezeu așa a lucrat încât eu am pășit pe acest drum al pocăinței, nu regret și nu o să regret niciodată, dar îmi dau seama că fără Dumnezeu n-aș fi putut nici să cunosc, nici să înaintez, mi-a luminat și mintea și inima mea altfel bătea de când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și înainte, bunica mea mă lua la biserica ortodoxă, eu îi făceam liturghiile și așa, se ruga când aveam examen, când plecam undeva, întotdeauna a fost, dar pentru mine Dumnezeu era acolo sus, departe, dar de când m-am pocăit, Dumnezeu este în inima mea, Dumnezeu este lângă mine și era o diferență așa de mare și noi oamenii atâta nevoie avem de Dumnezeu, să-L știm că este cu noi în orice clipă. Așa și este, Domnul Iisus a fost întrebat. Ne promite lucrul acesta prin cuvânt. Absolut. Unde să ne închinăm, Doamne, să ne închinăm în Duh și în adevăr și că noi suntem templele Duhului Sfânt. Dumnezeu, prin acceptarea jertfei Domnului Iisus la cruce, prin credința în jertfa Domnului Iisus și prin pocăință, putem beneficia de prezența, într-adevăr, a lui Dumnezeu permanentă în viețile noastre. Ceea ce este un lucru extraordinar. Extraordinar. Copiii ce vârstă aveau la momentul respectiv și cum au perceput ei schimbarea aceasta? Copiii au fost așa de impresionați și din prima, fără nimic,
fără argumente, fără... Au mers la casa Domnului, au mers la program de copii. Ripostat, nu au ripostat, nimic. A fost așa un har. Ba încă pe ulița copilăriei, fata mea cea mare, Adela o cheamă, îi lua la câmpii pe acolo. Ceilalți. Pe ceilalți. Și făceau programe, deci cântării, rugăciuni. Deci exact așa, încât să audă și ceilalți. Și știu că ți-au adunau copii de pe uliță și ei trâmbițau cuvântul, mici fiind, așa cum puteau și ei. Ce frumos. Și s-au întors și copiii la Domnul? Toți. Toți copiii sunt întorși la Dumnezeu. Slavă mulțumesc lui Dumnezeu. N-am cuvinte de mulțumire. Și soțul meu a fost atât de impresionat când a făcut botezul cu al treilea copil. A făcut în aceeași zi. A făcut botezul. Și a fost așa de fericit. Așa, vă spun, când a fost internat la spital și frații mei au fost la spital la soțul meu, au discutat ei ce au discutat și a zis, pune-mă pe listă că vin și eu și fac botezul cu copilul meu. Da? Deci a fost plăcut. Oricum, noi prin fapte făcute sub lumina Duhului Sfânt, numai așa putem să fim înaintea tuturor lumini adevărate. Că stăm să ne gândim, e normal. Deci, și cu cuvântul, dar de cele mai multe ori, cu fapte și mai este încă ceva care m-a impresionat, trebuie să împărtășim experiențele. De exemplu, eu acum au trecut aproape 32 sau 33 de ani. Eu țin minte multe din ce mi-a spus părintele meu spiritual. Da. Și experiența cu câinii, care este un lucru mic, dar nu e deloc mic, dacă stăm să ne gândim. Așa, și mai avea încă o problemă. Mama noastră, așa i-am zis toți, nu numai eu, avea o dragoste atât de mare în inimă pentru Dumnezeu, ori pe unde mergea. Vestea Evanghelia, la doctorul de familie, la piață, ori pe unde mergea. Și chiar îmi spunea, eu nu mi-am pierdut dragostea din tâi. Și așa aș vrea să pot să spun și eu lucrul acesta la vârsta, pentru că n-am ajuns încă la acest nivel, dar mi-aș dori să spun ca dumneaei. Mântuirea, conform Sfintei Scripturi, așa cum ne-o descrie Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 2, este prin har, prin credință și asta vine de la Dumnezeu. Însă, într-adevăr, și noi cei care suntem născuți din nou, Apostolul Iacob, fratele Domnului Iisus, spune că o credință fără fapte este moartă. Faptele pe care noi ar trebui, ca și credincioși, să le facem, să fie un rezultat al pocăinței și al credinței noastre și astfel oamenii să vadă că suntem cu adevărat copii ai Săi. Și odată ce intrăm în acest nou legământ prin credință și pocăință, Domnul Iisus ne-a încredințat tuturor celor care suntem născuți din nou această slujbă a împăcării și aș vrea să ne împărtășiți cum ați înțeles și cum înțelegeți dumneavoastră această poruncă și concret cum aplicați, cum vestiți Evanghelia. Vreau să vă spun că și în familie, și între rude, cum m-ați întrebat, când mă duceam, luam Biblia cu mine și citeam ceva, un psalm, mai ales dacă era cineva bolnav, cum a fost, de exemplu, unchiul meu. Îi citeam un psalm, îi citeam câte ceva și omul, mai ales la suferință, omul ascultă atent și pune la inimă, dar hotărârea se ia mai greu. Da. Chiar mi-am ales acest exemplu pentru că soțul meu deci a decedat și unchiul meu l-a plăcut foarte mult, s-a înțeles foarte bine și a promis că și el va intra în apa botezului, cum a intrat soțul meu înainte de a deceda. I-a promis soțului dumneavoastră? Da, i-a promis soțului meu. Și cu ce ocazie? De ce? Ce s-a întâmplat? I-a vestit Evanghelia în urma vestirii sau? Nu, mergeau împreună la biserică. În ultimul timp mergeau împreună. Deci frecventa și dânsul. Da, frecventa și soțul și unchiul meu. Deci soțul meu a decedat și unchiul meu n-a mai mers și nu puteam. N-avem ce să fac. Dacă n-am mers, n-avem ce să-i fac. Soția era credincioasă. Da, soția lui, deci mătușa mea. Da. Dar unchiul meu n-a mai mers. E adevărat că era ocupat cu munca, grădina, în fine. Și totuși Dumnezeu, dacă l-a avut în plan, așa a lucrat Dumnezeu. A stat 7 ani la pat. Timp în care m-am dus și eu cu o cântare, făceam o rugăciune când intram, când plecam, citeam din cuvântul Domnului și cu toate acestea, totuși nu lua hotărârea aceea. Și atunci n-am plictisit, dacă am zis că nu, să nu trecem peste cugetul lui. Am mai trecut câteva luni și trimis de vorbă să vină sora mea și Maricica imediat la mine să vină. Și ne-am dus repede.
Și cum am intrat, ne-a zis, chemați păstorul că eu fac botezul. Acolo, la pat, cum era bolnav, au venit frații, i-au făcut o învățătură, așa cum se obișnuiește, de 2-3 luni, după care a fost botezat, a luat și cina 3-4 luni și a trecut la Domnul, acum 2 ani, 2 ani și ceva a trecut la Domnul și Dumnezeu s-a îngrijit. Am înțeles. Da. Deci, eu sunt mai timidă, dar totuși, dacă mă duc într-un parc cu copii sau chiar și pe tren, dacă merg undeva, cum găsesc o ocazie, așa m-a învățat mama. Vorbesc ceva din cuvânt sau citesc ceva și mai este o sursă, cântarea. Cântarea alină mult suferința și cântarea este mângâietoare. Cine primește? Că sunt unii care nu primesc. Și de cântați exemplu, în tren, da, dacă mergeți, da, cântați cântat, o cântare. Da. Acum de curând am fost într-un parc cu nepoțica mea și aveam niște reviste cu mine și nu știam cum să fac. Am văzut un domn acolo mai rece, și cu toate acestea zic, hai să mă duc. Și i-am spus, nu vă supărat, vreau să vă dau și eu. S-a uitat așa, dar zice, i-am spus, le-am de la Biserica Titan din stația Barajul Dunării. Ah, imediat s-a ridicat și cu două mâini a luat. Oh, ce frumos. Probabil că știa ceva de biserica aceasta, da. Și i-a plăcut foarte mult. Așa a luat-o și când mai văd o bătrână, tot așa, o revistă, o broșură. Deci, repet, mama mea spunea din cuvânt, stătea acolo până o refuza, până, deci, eu nu am așa o capacitate ca dumneavoastră, dar îmi doresc să fiu în viitor. Am înțeles. Să putem să mărturisim pe Dumnezeu. Soră Maria Tomulescu, mulțumim frumos pentru că ați împărtășit ascultătorilor experiențele dumneavoastră. Slăvit să fie Dumnezeu! Sigur, pentru slava Domnului să fie toate aceste lucruri și spre a ne îndrepta fiecăruia privirea către El, către Cel care poate să ne elibereze de adicții, Cel care ne poate elibera de frica de moarte și Cel care ne poate ierta de păcatele noastre, fără de care nu putem să intrăm și să vedem împărăția lui Dumnezeu. Așa este. Mulțumim încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute în slujirea cu copiii, cu nepoții și în vestirea Evangheliei, oriunde veți merge. Amin. Mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția pe care ați acordat-o acestei emisiuni. Dumnezeu să ne ajute să ne reauzim cu bine la o viitoare ediție a emisiunii Până la marginile lumii. Până atunci, rămâneți în continuare cu noi aici la Radio Vocea Evangheliei București.